Hai să trecem un pic și în viața ta. N-a fost simplă, nu numai în fotbal. A fost Michi Buzănescu, iubita ta. Și a ieșit un dita mai scandal. La despărțirea voastră, după acele imagini pe care le vedeam pe rețelele de socializare, fericiți, îndrăgostiți, tineri și frumoși. Ce s-a întâmplat, mă? Acum a trecut, putem vorbi mai relaxați. Ce a fost acolo, mă? Da, nu prea... Adică ai văzut și tu că nu prea am ieșit să vorbesc despre acest subiect și nu, nici nu-mi face plăcere, pentru că, nu știu, s-au luat niște decizii mai proaste, să zic așa. Nu știu, s-a pus punct și aia a fost, nu știu, tot ce a apărut după o lună de la despărțire, adică noi ne-am despărțit cu o lună înainte. Acum, da, fiecare cu deciziile lui, fiecare își gestionează așa viața privată cum crede, dar, da. Ai avut de suferit după acele declarații ale lui Michi Buzănescu, că a fost abuzată, o relație abuzivă, o relație, nu știu, adică așa rău să fi fost, nu știu, dacă ai avut de suferit și în plan sentimental, că poate le era frică fetelor să mai... Tu ai stat cu cineva dacă e rău așa, 6 luni, un an? Nu știu, eu n-aș sta, chiar n-aș sta. Păi, nu vreau să între... deschid. Nu știu, na, bă... Nu știu ce să am, am fost șocat, știi, adică am... Știu. Am rămas mască așa. Eu știu pentru că am vrut să vorbesc cu tine la acel moment la cald și să nu discuți pentru că era la cald și erai cumva, eu te-am simțit surprins de tot ce a apărut. Da, adică nu mă așteptam. Eu știu că am terminat relația ok, pot să zic, adică fără certuri, fără alte probleme, dar da, eram acasă la un prieten, un coleg de echipă, mâncam și suna telefonul în continuu, nu știam. Și n-aveam numele trecute în telefon, am răspuns la un moment dat la un telefon și, na, bună, sunt X, ce ai de spus despre ce a apărut? Ce a apărut ce? Na, ok. După aia am zis, bă, ne auzim după ce mănânc și eu, eram la masă cu familia lui. Dar în timpul ăsta... Nu, am închis telefonul, l-am pus jos, i-am spus și lui, uite, m-a sunat cineva, că s-a întâmplat ceva. Cumva, na, ok, n-am mâncat liniștit, dar, na, aia e altă poveste. După ce am terminat de mâncat, mai am stat frumos în living, am pornit telefonul și da, a apărut tot acolo, am văzut tot ce era de văzut, am rămas șocat, am stat, cred că 5 minute am stat așa, mă uitam în gol, nu știam ce, de unde, până unde a apărut acest lucru, dar da, asta a fost. Ai vorbit cu ea apoi să întreb de ce, acum, de nu, ce? Nu, pentru că n-am vrut să mai apară nimic, știi? Adică... Ți-a fost frică? Să mai deschizi un subiect. Da, nu știu. Ai mei erau... Mama mea mai mult era mai supărată așa. Era, adică chiar plângea și era nervoasă pentru tot ce s-a scris. Acum ți-am mai spus și cu FCSB-ul. Adică sunt chestii care afectează familia, dar... Mai ales că voi ați fost în vacanțe împreună cu familia. Cu familia, da. Aveați chiar planuri, îndrăznesc să spun, mai mari decât... Nu? Nu știu, am vrut să las lucrurile să vină de la sine așa, nu am vrut să forțez nimic. Ok, asta e altă poveste, că fiecare aveam alte obiective, știi? Adică ea avea o vârstă, ea își dorea familie, căsătorie, eu îmi doream carieră, pentru că ea deja avea o carieră în spate și erau alte obiective, cumva să zic. Dar eu am lăsat lucrurile să meargă de la sine, cum ți-am mai zis. Totuși ai rămas așa cu o rană în suflet, nu? Nu. Nu? Nu, am trecut peste, n-am, ce pot să mai schimb acum, n-am ce să mai schimb și de asta nici n-am vrut să sun sau să iau legătura cu ea, pentru că... Serios, n-ai mai vorbit deloc? Nu. N-ai fost nici măcar curios, stai puțin, că uite, ai spus că... Eu nu, pentru că știam că dacă eu voi încerca să întreb sau să aflu despre acest lucru, ce s-a întâmplat sau așa... Știam că apare iar alte chestii și nu era ok pentru mine. De acum sufli și în iaurt? Adică testezi mai întâi? Normal că sunt mai calculat acum în alegerile mele, dar din orice chestie am de învățat și din asta am avut foarte mult de învățat. Și mi-e greu acum să-mi fac viața publică. Da. Mi-e greu, foarte greu. Aia făceau acum, da. Te-ai refăcut viața sentimentală sau...
Momentan sunt singur. Da? Da. Adică dacă voi găsi pe cineva care... Stai. Fetelor, 2-2-2-2-2-2. Bun, te rog. Votați. Da. Dacă voi găsi pe cineva care știu că este ok și mă susține în tot ce fac, normal că... Dar chiar, uite, hai să facem așa. Ne uităm, ăla e pe planul acolo. Deci, cum ar trebui să arate femeia potrivită pentru Marco Duc? Chiar facem așa o discuție. Româncă să fie, primul rând. Bravo. Româncă și după na, să mă susțină în viața mea profesională, să fie alături de mine, că viața de fotbalist e scurtă și na, ai nevoie de susținere. Da. Tu... În rest, n-am alte... Da. Brunet. Și eu pot... Brunet. Brunet. Unu cât? 1.70. Perfect. 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 Dar am înțeles, s-a notat. Search. Dar da, exact, nu se dă acum. Da, e frumos să avem și un astfel de dialog, mai ales că ai trecut printr-o pățanie și să sperăm că următoarea femeie care va fi alături de tine să încerce să păstreze cumva lucrurile în intimitate. Da, sper și eu. Nu? Da. Asta și ăsta trebuie să fie un criteriu. Da. Acum, da, eu nu cred că o femeie, ok, ea era din domeniul sportului, era mai cunoscută, pot să spun, și eu nu cred că o femeie care lucrează în domeniul IT-ului ar, nu știu, la nerv sau la ceva ar face acest lucru. Știi? Dar dacă ai dat timp înapoi, ai schimbat ceva în relația ta cu Michi? Nu. Chiar a fost o relație ok, adică ne-am simțit bine, am mers în vacanțe, ne-am înțeles unul pe altul. Acest lucru mi-a plăcut, pot să zic că fiind și ea sportivă, înțelegea sacrificiile pe care trebuia să le fac. Și nici nu-mi place să vorbesc de rău pe cineva după ce mă despart. Adică dacă ai ceva să-mi spui, îmi spui în față, nu vreau să mă ascund cu nimic. Da, discuția voastră la despărțire... Și cu asta încheiem acest subiect care îți place foarte mult să discutăm, văd. Care a fost? Adică, nu ne mai potrivim sau cum a fost discuția la despărțire? Bă, nu a fost așa, tu spuneai fără certuri. Chiar așa? Ok, ziua, în orice... No, da. Ok, nu pot să mint, în orice relație mai există certuri. Evident. Dar între noi n-au fost certuri foarte mari sau așa. Certuri care durau 10 minute și gata. Dar care a fost? Da. Nu ne mai, na, nu știu, nu ne mai înțelegeam așa bine cum ne înțelegeam la început. Și am zis, băi, mai bine să punem punct și aia a fost. Și asta a fost. Hotărât împreună, adică a fost o chestie, n-a venit ea să spună, hai să ne mai gândim, sau tu să spui după aia, stai puțin că m-am mai gândit, hai Nu. Eu aveam deja decizia luată, adică mi-a spus frumos în față și asta a fost, nu. Și a zis ok. Nu pot să zici ok, dar... Ok, o să vezi. Ok, o să vezi tu și... Și ai văzut. Și am văzut, da. Asta. Bun, Marco, îmi place că până la urmă încerci să duci subiectul atât cât se poate. E adevărat, e viața ta privată și... Vreau să fiu... Dar era interesant, măcar așa, să știe lumea, să abordăm acest subiect, pentru că acest subiect cumva a făcut, a ținut prima pagina ziarelor... Și acest subiect, da. Și acest subiect. Da. Da. N-ai avut o viață, simt, o să răzici la critici. Să vezi pe la 28, 29, 30 ani de povesti nepoților după, ca să nu mă plictisesc și eu la bătrânețe, știi, da? Asta e și cu bune și cu rele.